Dacă a stat până acum alături de noi, bine ați făcut, pentru că am alături de mine o femeie superbă care are e pe cale să aducă pe lume, cred că, un băiețel superb. Toate sunt la superlativ în viața ta. Iana, bine ai venit în emisiune, draga mea. Super, fericită să mă reîntorc la tine. Da, toate sunt la superlativ. Acum trăiesc cele mai frumoase clipe după 6 ani, că acum 6 ani am văzut-o pe lume pe fetița noastră, Erica. Și acum vine băiețelul nostru pe lume și nu mai pot de fericire, știi, sunt atât de împlinită, atât de încântată și mă bucur că m-ai invitat să gătim ceva sănătos. Că eu sunt în perioada vieții mele în care chiar încerc să mănânc sănătos, să mă alimentez sănătos, să procur alimente sănătoase, să descoper lucruri interesante pentru mine. Să știi că atunci când am zis că vii în emisiune, mă bucuram din două motive. Unul, pentru că ai o energie foarte bună și doi, pentru că o să descoper cumva Iana în faza ei de femeie, da, de femeie împlinită cu doi copilași numai decât. Să știi că atunci când vine o mică însărcinată în jurul meu, de exemplu, profesorul Dulcan și cei care i-ați citit cărțile Înveți de-a dreptate, spune de foarte multe ori că copiii își aleg părinții și că atunci când ei vin pe lume, e o ceată de îngeri așa în jurul mămicii sau în jurul cuplului respectiv, încât protecția să fie maximă. Așa că ești protejată și noi suntem la fel de protejați acum cât avem alături de noi, dar nu mai vreau să te țin de povești prea mult. Draga mea, eu mă apuc de gătit. Tu vreau să-mi spui doar ce alegi să-ți pun în orez, pentru că m-am gândit să-ți prepar un orez brun. Un orez sălbatic care se face foarte repede pentru că am aparate în care mă pregătesc repede să-ți fac două porții, îți fac, vrei? Să știi că mi-ai făcut o mare surpriză. Îți place orezul? Și inimerii, da. Trebuie să recunosc că mie îmi place foarte mult orezul cu caju. Cu caju. Dar mai avem acolo migdale? Avem migdale, avem piper, dar mi-ar plăcea să-l facem cu caju. Este o rețetă indiană pe care o fac și eu din când în când, dar astăzi o facem exact așa. Rețeta e foarte simplă. Punem două măsuri de orez, două măsuri de apă și tu pui ce vrei tu acum. Hai să alegem. Ce ai zis că pui? O să vreau să punem un pic de caju și niște boabe de piper. De piper? Da. Super. Și mie îmi plac boabele de piper. Da. Da, o savoare deosebită. Și mie îmi plac, știi de ce îmi plac și mie nucile de caju? Că au un gust așa mai interesant, da. Mai, nu? Uh-huh. Așa. Și să știți că asta e un fel, ce preparăm noi acum, e un fel de mâncare principal și mai facem o salată și avem deja o mâncare așa, foarte consistentă, dar și foarte sănătoasă. Mai punem ceva? Mai vrei să punem ceva în interior? Pentru că se face labur, se face foarte repede. Hai să mai punem un pic de... caju. Caju, da. Da. Proteină de bună calitate. Vă știți că nucile caju au și magneziu foarte mult. Avem nevoie de magneziu. Îl pun repede orezul ăsta la aburi și noi avem timp să povestim despre alimentația ta în sarcină. Multe dintre femei n-au în minte să fie atente la ce alimente consumă, când, cum. Cum a fost pentru tine perioada asta? Să știi că și în prima sarcină și în a doua am fost și sunt extrem de atentă la ceea ce mănânc. În primul rând pentru a-mi hrăni copilașul și a crește sănătos. Da, ai citit foarte mult? Da, sau foarte mult. Da? Foarte de mult. Pe net sau de pe internet, nu. Acum cu cărțile mai puțin. Da, să aveți grijă sursele de pe internet, verificațiile de câteva ori, că nu tot ce scrie pe internet sunt și corect. Site-uri specializate unde poți afla o grămadă de lucruri despre alimentația în timpul sarcinii. Mă interesează foarte mult. În primul rând m-a interesat pentru el, dar și pentru mine, să fiu într-o formă bună, atât fizică cât și emoțională. Știi că contează ceea ce... Așa o perioadă de, nu? Eu mă simt extraordinar. Mă simt extraordinar. Mie îmi place să deschid frigiderul și să aleg alimentele care îl hrănesc pe el, nu pe mine. Te-ai gândit la asta de fiecare dată? De fiecare dată. E inevitabil când devii mamă, în momentul în care apare un suflețel în tine, în viața ta, devii altfel. Nu te mai gândești la poftele tale, nu te mai gândești la ceea ce ți-ai dori, dar te gândești la ceea ce ar trebui să mănânci ca să se fie lui bine. Dar poftele erau așa neobișnuite? Au fost neobișnuite față de prima sarcină. La Ericuța nu am avut deloc pofte, a fost o fetiță cu minte, cum sunt fetițele și acum vine un băiețel, un bărbățel cu pofte
și cu poftă mare de mâncare. Sigur, am încercat să mănânc mese mici, mai dese și foarte sănătoase. Cât e posibil de sănătos? Păi se vede, pentru că ce văd eu în sarcină, cred că ai luat față de cât, nu știu, aveai înainte, un pic, fără un pic, puțin. Un pic. Că nu m-a preocupat atât de mult, nu m-au preocupat kilogramele, trebuie să recunosc că cel mai mult am dat importanță sănătății, să fie el sănătos. Până la urmă să înțeleg eu că dacă mănânci echilibrat și îți mai satisfaci și poftele, nu depui kilograme? Nu depui, nu. Așa că mămicilor sau viitoarelor mămici, să nu mai mergeți pe ideea preconcepută că mâncăm pentru doi, că nu. Că nu este așa și cel mai important este că dacă vă doriți să nașteți natural, așa cum îmi doresc eu, dacă mâncați foarte mult, îngreunează nașterea. Lucru ce nu se spune, nu se pune accent pe acest lucru, dar este foarte important să mănânci echilibrat, să faci sport. Apropo de sport, ce apropo sport de ai sport, făcut în am făcut, fac aquagym de 3 ori pe săptămână. Da, ce frumos! Foarte frumos este. Și este un sport foarte indicat și înainte de sarcină și după sarcină. Exact. O să dați dreptate dacă îl practicați. Da, și am făcut, fac masaj, mai fac plimbări lungi, așa, în fiecare seară, câte 2 ore, să pun sângele în mișcare. E foarte important, ți-am zis, pentru mine contează ca și după naștere să fiu într-o stare foarte bună. Că până la urmă degeaba arăți bine dacă starea ta pe interior e proastă. Că trebuie să fii fericit, trebuie să emane acea fericire ca să fii totul bine, să te bucuri de copilași. A venit în momentul în care îți doreai? Da. A venit în momentul în care l-așteptam. Dumnezeu ne l-a trimis foarte repede, l-așteptăm, suntem pregătiți, da. Ai pregătit și un nume? Alexandru, de 15 ani știm numele. Pe cuvânt. Eu când l-am cunoscut pe soțul meu, aveam 2 dorințe și el la fel. Doar că nu știam că dorințele noastre sunt identice. Eu îmi doream o fetiță pe nume Erica și un băiețel Alexandru și el se uita la mine și zice, dar și eu dintotdeauna mi-am dorit o Ericuță și un Alexandru. Și zic, uite-te că ne-am întâlnit ca să realizăm aceste lucruri. Tot domnul Dulcan spune într-una din cărțile dumnealui că nimic în universul ăsta nu este întâmplător. Absolut. Și că lucrurile sunt cumva ghidate de acolo de sus și noi ni le programăm. Așa că probabil voi vi le-ați programat acolo în univers înainte să veniți pe pământ, așa cum cu siguranță și bebelușul care stă acum în pântec s-a programat să vină în familia voastră, o familie foarte frumoasă, o familie în care cred că tu ai un rol important și eu mai cred că noi femeile avem un rol important în familie și în societate. Dacă noi suntem bune, așa cum e Iana, dacă noi suntem înțelepte, așa cum ar trebui să fim fiecare dintre noi, cred că lucrurile funcționează foarte bine. Am dreptate? Nu știu cât de înțeleaptă sunt. Eu cred că da. A trebuit să-l chem pe soțul meu la interviu. Da, femeile trebuie să fie înțelepte, într-adevăr, cred că este cea mai de bază calitate a unei femei, nici măcar frumusețea nu contează atât de mult cât înțelepciunea și blândețea. Încerc să fiu mai blândă, să fiu, sigur, dragoste, îmi place să dăruiesc, face parte din viața mea să dăruiesc dragoste. Uite, dăruiesc dragoste prin a găti ceva gustos pentru fetița mea, pentru soțul meu, pentru copilașul pe care îl așteptăm. Abia aștept să-i adun la masă, abia aștept să povestim, abia aștept să... Să le gătești un orez așa cum face. Da, să știi, mie chiar să faci atât că mă uitam. Da. Deja mi se pare... gata, da. Da. Este un risotto cu caju exact cum îmi place mie, mai nimerit, perfect. Hai să vedem ce e aici. Wow, ce bine arată! Uite și tu! Mm-hmm. Îți place? A avut o idee foarte bună. Să știi că nucile ăștia caju cred că au rămas și ele un pic al dente, așa. Wow, o să aibă un gust extraordinar. Abia aștept să-ți pregătesc un plate. Ia să vedem. Eu să știi că vin cu plate. Vii așa? Te rog. Uite ce simplu se gătește acasă dacă ai totul la îndemână, cum am eu un aparat. Oh, uite ce drăguț! Am pregătit aici și știi ce fac? Îți plac roșiile, tai niște roșii dacă vrei sau dacă nu, îți pun niște salată. Ce vrei? Orez. Orez? Da. Fără nimic? Ce orez? Nu vreau nimic, mai pun un pic de orez. Mai pun un pic. Să știi că e foarte bun. Asta elimină apa. Așa, ia spune tu. Ca să avem picioare frumoase în această vară, trebuie să mâncăm orez.
Orez? Da, deci cred că am nimerit perfect. De unde pot să iau și un aparat ăsta? Ce fac cadou? Apropo de cadou, am un cadou pentru tine. Apa se bea tot timpul înainte de masă și dacă aveți o apă alcalină, cu atât mai bine. Are o poveste apa asta și mie îmi place foarte mult să vă spun că este din Munții Domnece, e o zonă foarte frumoasă, dar nu doar foarte frumoasă, are un filon de aur prin care a trecut, așa că o să fie aurită și prin interior. Serios? Deci apă cu orez, rețeta succesul la această vară, da? Da. Vă mulțumesc tare mult că a stat până acum alături de noi. Cu siguranță ați învățat rețeta și ați mai înțeles că trebuie să faceți ceva în fiecare zi la toate capitolele ce țin de un stil de viață sănătos, mișcare, alimentație echilibrată, gândire pozitivă. Și ție îți mulțumim că ne-ai fost alături și ne-ai impregnat cu energia aia bună care planează asupra ta. Nu trebuie să mulțumești, eu mulțumesc doar pentru această masă delicioasă, oameni buni, atât de bună. Vă îmbrățișăm cu mare drag. Să aveți o zi minunată. Sunt extrem de fericită că am petrecut o dimineață alături de voi și alături de Florentina. Tot ce pot să vă doresc, să aveți o zi minunată și să trăiți exact așa cum vreți voi.